Bine v-am găsit la horoscopul zilei de joi, 27 aprilie. Nu uitați că au început să apară horoscoapele lunii mai. Căutați și astrodrama lunii mai să vedeți ce lună mai deosebit avem cred că din vreo 4 puncte de vedere. Din nou evenimente unicat, care nu s-au mai produs niciodată, din nou eclipsă, din nou schimbări jupiteriene, dar vă las să le descoperiți singuri. Astăzi, pe 27, n-aș spune că ne așteaptă ceva în mod special. Hai să zicem că toate planetele sunt așa un pic flancate de Pluto, undeva pe gradul 0 al Vărsătorului, și Luna, care va fi astăzi pe gradul 0 al Leului. Toate în exact jumătate de zodiac, cu Soarele și Nodul Nord la mijloc. E așa un fel de mare triunghi dreptunghic cu iz karmic. Din multe puncte de vedere. Ceva care ne zguduie pe undeva, ne zguduie mentalitatea, concepțiile, convingerile, obișnuințele, tabieturile. Trebuie să avem un curaj de ne elibera de ceva ce ne-am obișnuit așa. Să ne lăsăm de un anumit aliment, de un anumit obicei prost, să zicem așa. Să schimbăm ceva pe principiul ăla că prea o duci de multă vreme după tine. Faci lucrul ăsta de o viață, dar chiar nu ți-ai dat seama că nu e bun, ne zice undeva universul. Și probabil pe undeva greu, cu insistență, trebuie să ne lăsăm de tabietul ăla, obiceiul ăla. S-ar putea altădată să n-avem acest curaj atât de tranșant, să fim atât de... Pentru că acum e nodul nord implicat, axa nodului lunar, o mare cruce se formează pe cer, mai bine zis. Axa, în combinație cu Soarele și pe partea cealaltă a crucii sunt Pluto și Luna în opoziție. Pluto este o planetă care dărâmă ceea ce nu ne mai trebuie. Și unii nu dărâmăm de multă vreme. Las că ne-am obișnuit, las că merge și așa, las că dacă o fac de o viață, o să o fac încă o viață de acum încolo. Dar pe undeva... mai vine și un mic cutremur de conștiință, că altfel nu ne atingem un obiectiv. Uneori trebuie să lăsăm o ghiulea jos de picior dacă vrem să ajungem acolo. Avem un mare obiectiv și ăsta este Pluto în Vărsător. Pluto în Vărsător ne arată 20 de ani de schimbări majore la noi, dar ne zice totodată, vrei să ajungi acolo? Că această cruce nu o să mai fie aici niciodată. Hai să zicem peste 9 ani o să fie într-o poziție oarecum similară, dar taman pe dos, nodul nord în Scorpion și nodul sud în Taur. Deci putem spune că avea peste 9 ani o să mai avem această zguduială a construcției astea cu care ne-am obișnuit. Ne arată Pluto, vrei să ajungi acolo, uite, realizarea ta, succesul tău, fericirea ta, eliberarea ta. Da, o să zicem toți că ne convine ce vedem acolo la orizont. Da, da, nu mergând pe aceeași cale. Nu culcat pe ureche, nu somnoros în vârful patului. Trebuie să faci ceva la tine. Trebuie să iei taurul de coarne la tine și să faci schimbarea care trebuie făcută. E să nu ne mire în următoarea perioadă că toți o să ne luptăm cu o obișnuință. Să renunțăm la obișnuința aia care ne place, ne răsfățăm în ea, ne complacem în ea. Băutură, în fumat, în somn, în lene, în ceva care ne convine, dar pe semne că Pluto nu ne mai dă acel lucru. Și ori ni se ia, ori trebuie noi să lăsăm balastul jos dacă vrem să lăsăm balonul ăla al nostru să se ridice. Știți bine că un balon cu greutate în acelă nu se ridică. Noi trebuie să lăsăm balastul jos, inutilitatea vieții noastre, dacă vrem să vedem următorii 20 de ani că Pluto se ridică în balon. Atât am de zis, nu uitați, fiți pe fază cu tot ce apare, există și horoscopul săptămânii pe rol, că e de-abia mijlocul săptămânii și final de lună, aprilie, ceea ce înseamnă că până duminică seara toate horoscoapele lunii mai vor fi
acolo, postate, nu le căutați pe toate, că nu sunt gata, dar vor fi, încetul cu încetul. Gata! Din acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, așa cum vă zic de vreme încoace și zodia imediat următoare zodiei ascendente, în cazul în care ascendentul este pe final de zodie, cam din gradul 20 încolo, și hai să vedem ziua de 27 aprilie ce noutăți are pentru fiecare dintre noi. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi, berbeci, sunteți puși pe fapte mari. Vreți niște mai multe schimbări la voi, la ce în jurul vostru. Aveți poate chiar mai multe opțiuni și le puteți face pe toate. La câtă energie aveți încă la voi în ogradă cu Jupiter acolo, chiar dacă e un Jupiter un pic prins în corzi și va fi Jupiter prins în corzi, o să vedeți și luna mai că Jupiter părăsește zodia voastră și va începe să fie foarte trigăruit, că nici nu știu cum să-i spun, săgetat de Pluto, se va forma. Și acum se simte practic la 5 grade diferență, o quadratură dintre Jupiter la voi în zodie și Pluto, acolo la intrare în vărsător. Există quadratura și o putem considera că e acolo, dar nu e la grad exact și de aceea am să vorbesc despre ea taman luna viitoare când va fi la grad exact. Dar e un sentiment de la că vreau să fac o grămadă de lucruri, spuneți voi. Și unii s-ar putea să mergeți pe mai multe simultan. Și aia, și aia, și aia. Cine poate, bravo lui. Și ceva nou în plan sentimental și ceva nou în plan profesional. Sau pe același plan, din două puncte de vedere, în același timp. Parcă nu știți la care să renunțați din multiplele căi, variante pe care le aveți. E ca atunci când aveți două prăjituri bune pe masă și parcă ați mâncat din amândouă. Și unii vă înfructați din amândouă și nu lăsați nimic, pe când alții ziceți, hai să gust un pic, parcă să nu le mănânc pe amândouă. Aveți acel sentiment de prea plin de resurse, de variante, de scopuri, de țeluri, de provocări, poate fi și o perioadă cu foarte mari provocări pentru voi. Câte planete sunt acolo în Taur, sunt greu de gestionat. Nu știți pe care dintre toate aceste planete din Taur să le puneți la treabă în beneficiu vostru. Mai parcă m-aș duce într-un concediu că mă atrage nu știu ce destinație, dar m-aș apuca și de o construcție la casă, dar e grea alegerea. Încât unii veți merge și pe mai multe fronturi simultan. Cât un pic, așa cu țărita. Pentru unii însă este și nevoia de a alege. Că nu puteți merge pe 2, 3, 7 fronturi simultan. Altfel le-ați rasolit pe toate, dar unii simțiți că le puteți pe toate. Aveți atâta încredere, o încredere aproape nebună să vă aruncați în toate aceste sensuri. Există și o mare doză de exagerare. Pot, spuneți voi, pot, fac 10 lucruri într-un foc. Unii da. Unii vă veți canaliza foarte bine energia și aici, și aici, și aici, în mod egal, încât să iasă simultan. Dar alții, mergând pe mai multe, știți cum e vorba aia cu dacă fugi după doi iepuri, nu prinzi niciunul. De voi trebuie să alegeți dacă merită să jucați pe două fronturi simultan. Hai că nu e o chestie fățarnică, nu e ceva care păcăliți pe cineva, nici măcar pe voi nu vă păcăliți. E atracție. Măi, am atâtea de făcut și aia aș face-o și pe aia aș face-o, dar care e cea mai bună pentru mine? Și aici e decizia cea mai grea. Taurii, vă simțiți ciudat, voi parcă ați fi într-un magazin cu bunătăți și deși aveți rafturile pline, sunteți cârcotașul ăla de serviciu care nu e mulțumit cu ce găsește în magazinul ăla, deși e plin. Aveți și de aia și de aia și de aia, aveți și bani, aveți și iubire, aveți și job, aveți diverse variante la dispoziție, dar începe să le găsiți nod în papură, începe să vă codiți, să le refuzați, să le căutați defecte. Încât unii s-ar putea să
cum am zis și la berbecul anterior, că mai multe prăjituri pe masă, s-ar putea voi să criticați toate prăjiturile astea de pe masă. Niciuna nu vă convine, ați vrea ceva mai cumod, altceva, altfel, altcumva. O doză de neclaritate, de derută, de ceață din multe puncte de vedere. Nici voi nu știți cu alte cuvinte. Probabil sunteți un pic dual, sunteți un pic, din cauza unui Mercur retrograd, ce să mai vorbim, sunteți un pic și așa, și așa, și cald și rece, parcă sunteți doi în unu. Parcă niciunul din acești doi care se bat în voi nu reușește să își impună, gata, merge pe calea asta. Cam bate vântul, cam spuneți ceva, pe urmă vă răzgândiți, vă place acum, peste 5 minute același lucru nu vă mai place, acum sunteți plini de energie și cu chef și cu bucurie, în 5 minute ați alunecat în extrema cealaltă, încât sunteți foarte greu de mulțumit de toată lumea. Dacă vă prinde cineva la ora 9 cu zâmbetul pe față, nu e o garanție că la ora 12 veți fi tot așa. S-ar putea între timp să se fi întâmplat ceva care v-a pleoștit, v-a sucit atitudinea. Greu vă păstrați pe o linie. Și în ceea ce spuneți, și în ceea ce decideți, și cum gândiți, și cum vedeți niște lucruri, și cum vă vedeți pe voi, ba, vă vedeți frumos în oglindă, ba, vă vedeți toate defectele, tot într-o singură zi. E o luptă în voi înșivă sau cu voi înșivă sau aveți impresia, poate chiar o senzație greșită că alții ar avea ceva cu voi. Nimeni n-are nimic cu voi. Cel care vede tot așa, ia totul la bani mărunți, voi sunteți acela. Gemenii, voi trebuie să hotărâți ce faceți cu niște bănuți. Posibil să vină niște bani. Meritați, cuveniți, promiși de mult și, într-un fel sau altul, apar acești bani. Și apar la momentul cel mai potrivit. Pentru a rezolva o mare provocare cu banii. Bănuții aia, cine știe de când promiși, vor fi canalizați într-o direcție grea, o rată, o factură mare, o mare datorie, o cumpărătură mare. Deci trebuie să decideți cu bănuțul ăla de care ghiulea de picior scăpați. O povară cu alte cuvinte. Încât o să ziceți, măi, ce noroc de bani ăștia. Bine că au venit, că uite, mi-am plătit chiria. N-aveam cu ce, ieri n-aveam cu ce plăti chiria. Uite că au apărut. V-ați învârtit, v-ați sucit, a jucat un rol norocul pe undeva și s-au ivit banii ăștia. La timp să scăpați de efortul ăla, greutatea. Poate nu era un dezastru, dar era o sumă cu suficiente zerouri încât câteva zerouri le puteți voi acoperi, dar probabil un zero acolo în plus vă mai trebuia. Zero în sensul că de la 100 de lei la 1000 de lei. E o creștere, da. Apar niște bani sau poate nu neapărat bani, poate chiar trebuie să prestați un serviciu. Deci nu vine banul grămadă la ușă, clocon la poartă. Nu. Faceți ceva din care ar putea ieși o plusvaloare, o tranzacție bună, o muncă plătită, dar la timp să vă puteți rezolva piticole de pe creier în legătură cu bani. Să vă cumpărați ceva, poate unii vă doreați un lucru, dar ziceți, n-am bani eu pentru telefonul ăsta. Hocus pocus, preparatul, să apar banii de undeva și vă puteți lua această povară de pe suflet. Ori era o dorință și asta genera frustrări că nu vă puteți permite acea dorință și acum vă puteți, ori era o grabă din punct de vedere financiar, material și acum puteți să o acoperiți. Racul, luna părăsește zodia voastră pe parcursul acestei zile, dar v-a umplut de multă energie, mai ales că și ieri s-a întâlnit cu Marte, deci s-ar putea să fiți foarte bine încărcat. O grămadă de viteză în voi, energie în voi, chef în voi. Vreți să faceți ceva important în viața voastră, în planurile voastre.
S-ar putea această perioadă să vă ofere o decizie în urma unei prelungi analize. V-ați gândit, v-ați răzgândit, ați privit o situație și de pe stânga și de pe dreapta, ați trecut-o prin toate probele, testele, unghiurile, prismele posibile și acum știți. Trebuia să vină luna asta să apese pe Marte butonul acțiune și să zică, gata, m-am hotărât. Că până ieri era, ba da, ba nu, ba vreau, ba nu vreau, ar merge așa, ar merge și așa. Posibil să fie avut mai multe variante. E, dintre toate, una s-a delimitat, așa i s-a pus o lumină într-un mod special pe calea aia și într-acolo mergeți. O să spuneți sus și tare, gata, vreau aia, am decis. Asta e cea mai bună variantă. Pentru mine, îmi convine, îmi place, mă pune în lumină, simt că am de câștigat de pe urma acestei acțiuni. Ce să mai aștept? Acum, bate fierul câte cald, treceți la fapte, repede, un pic strâns cu ușa, da? Poate chiar vi s-a dat o perioadă de un răgaz, hai, uite, îți mai dau 2-3 zile, o săptămână, gândește-te, da, dă-mi un răspuns final. E, se pare că vine răspunsul final. Gata. Așa rămâne. Am parafat, am semnat, am bătut palma și trec mai departe la ce am de făcut. Leu, luna va ieși, luna va intra la voi în zodie pe parcursul acestei zile. La țanc cât să formeze și o opoziție cu Pluto, acolo, la intrare. O combinație de care vă ziceam că creează acea mare cruce pe cer. Cruce karmică, cruce de destin, de sens al vieții, încât și voi s-ar putea să aveți revelația unui drum. O să aveți acel sentiment de asta trebuie să fac, sau mai bine zis, pe aici trebuie să o iau. Vă treziți în fața unei intersecții cu o grămadă de ieșiri. Cu un sângeratoriu, cu, spuneți cum vreți, o grămadă de ieșiri și nu știați până mai ieri care e varianta cea mai bună, care e alegerea cea mai bună pentru voi. Și veți spune dintre toate ieșirile astea care e pe vibrația voastră, dar obligat cumva. V-am spus că această mare cruce karmică ce se formează cu luna la voi în zodie e un fel de trebuie să. Că altfel, puncte, puncte. Există o consecință, există ceva care se poate întâmpla dacă nu mergem pe calea pe care scrie trebuie. Pe aici trebuie să o iei. Musai. Ai liber arbitru, n-ai decât poți să rătăcești, dar pe aici trebuie. Și pentru un fel sau altul, parcă vă supuneți acestei îndrumări. Ok, bine, da. Dacă n-am încotro, dacă e musă, cu plăcere. Parcă este cineva mai presus de voi care vă zice, asta e, eu decid, altul decide, nu tu. Dar e o decizie bună de a face lucrul ăla, de a nu face un lucru, de a porni pe o cale la îndrumarea cuiva. Da, pentru voi s-ar putea să pară bizar că sunteți un om cu personalitate și nu prea vă place să vă arate altul ce e bine, ce trebuie. Nu vă plac conducătorii, pentru că sunteți voi, prin definiție, un conducător, dar de data asta s-ar putea să existe alături un, hai să zicem, conducător, dar care are un oarecare izdespotic, e un pic de autoritate supremă, ca un părinte deasupra voastră, ca un șef puternic, mai presus de voi, mai bine zis. Sau altceva, o forță, un for suprem, cineva mai tare, mai puternic decât voi, care vă arată, de asta e calea. Dar asta e calea bună. Deci trebuie să-l urmați, și ia că am folosit cuvântul trebuie, trebuie să-l urmați pe acest om, că vă place, că nu vă place, că vă duce în direcția cea mai bună. Fecioara, vă vine o idee, o idee pe care s-ar putea să o considerați un fel de mesager divin, ceva de genul, o
o inspirație, un flash, așa, o lumină care vă clarifică o situație. De fapt, este răspunsul la rugăciunile voastre îndelungate. V-ați rugat luni de zile, ani de zile, cu privire la o situație din viața voastră care nu se mai echilibra, rezolva. Dar parcă ați continuat, nu ați renunțat la idee. Mai, într-o zi o să mă audă cineva acolo sus. Și da, va auzi, de mult va auzi, dar nu auzeați voi răspunsul, dar nu auzeați voi felul în care cineva acolo sus vă îndrumă. E o perioadă cu îndrumări divine și parcă mai ales pentru voi. S-ar putea să vă vină acea idee, o să credeți că e a voastră, ideea voastră, dar nu e ideea voastră, este inoculată de sus, din astral. Printr-un vis, printr-o presimțire, prin intuiție, ce să mai zicem. S-ar putea așa să vă vină o idee, poate de câteva zile vă paște gândul ăsta, dar de fapt e divinul care vă trimite spre, uite, eu pe acolo, dându-vă vouă impresia că e alegerea voastră. Mergi pe acolo că e mai bine, mergi pe acolo că poți repara situația, nu lua pe acolo că nu e în beneficiu tău, o să fie o voce interioară. Sau poate chiar cineva alături de voi care devine traducătorul mesajului divin, mesagerul. Apare cineva în calea voastră și după ce se va rezolva problema, peste câteva zile, o să vă uitați la acest om așa că, măi, parcă Dumnezeu te-a trimis în calea mea. Mi-ai transmis exact sfatul de care aveam nevoie, informația de care aveam nevoie, claritatea de care aveam nevoie sau șutul necesar pentru a face ceva. Când aveam curaj, când nu știam. Lumina se lasă așa pe o cărare în fața voastră și veți merge pe cărarea asta. Și datorită vocerea interioară care vă spune, pe acolo, pe acolo, du-te pe acolo că aia e calea cea potrivită. Voi, balanțele, s-ar putea să aveți o senzație bizară că cineva are ceva cu voi, că sunteți provocat, că parcă săgeți se îndreaptă către voi din mai multe direcții. Aveți impresia că nu vă înțelegeți cu unii, cu prietenii, cu anturajul, cu familia, cu persoana iubită, că aceștia ar avea ceva cu voi. Ba, unii s-ar putea să aveți impresia că e și un fel de alianță acolo, mai mulți împotriva voastră. S-ar putea să fiți genul de om care astăzi, știți cum este vorba aia, o nenorocire nu vine niciodată singură. Nu e vorba de nenorociri, dar uneori un lucru greu dimineața îl generează pe la greu de la prânz și până seara tot din belea în belea sau din hop în hop sau din piedică în piedică trece. E așa un tăvăluc de neplăceri. M-am certat cu vecinul când plecam dimineața la serviciu, m-am mai certat și pe drum cu nu știu cine la serviciu, m-am mai certat și cu colegul, până de seară mă cer cu toată lumea. Așteptați-vă deci la un cumul de factori. Nu unul, nu un singur motiv, nu un singur trigger, vin mai multe simultan. Ceea ce normal că vă copleșește la un moment dat. S-ar putea să fie și sentimentul ăla de cireașa de pe tort. Nu aveam eu destule pe cap, mai îmi trebuia și asta. O situație acolo neplăcută, neașteptată, la care nu v-ați mai gândit, o ceartă reactivată, vă treziți cu o sumă de bani pe care n-ați achitat-o, vi se scoate de la naftalină nu știu ce, vi se reproșează ceva, e acel sentiment că, măi, toți acum v-ați trezit? Nu puteați să îmi ziceți ieri, nu puteați să îmi ziceți acum o săptămână, toți, acum? Măi, toți acum, că acum s-au... Așa, parcă sunt niște fascicule care s-au îndreptat către o zonă a marilor provocări pentru voi și normal că aveți impresia că toate sunt grămadă. Sigur că o să treacă. Dar vă irită, dar vă deranjează, dar o luați foarte personal, ce aveți fraților cu mine, toți. Așa, un cumul, deci, de factori care o să treceți așa, din provocare în provocare, probabil toată ziua, încât de seară când ajungeți o să vă puneți mâinile în cap și spuneți, Doamne, ce zi am avut. Scorpionul. Voi o să aflați niște vești nu tocmai plăcute.
S-ar putea să aflați vești despre probleme de sănătate, dar nu ale voastre, nu sunt ale voastre, sunt ale altora. Voi sunteți doar receptorul, urechea care le aude. Vă sună cineva să vă spună că are o problemă, vă întâlniți cu oameni care trec prin niște momente delicate, partenerul de viață vă reproșează că nu sunteți realmente alături de el când lui se întâmplă nu știu ce problemă majoră. Aveți așa un sentiment de energie negativă în unele locuri prin care treceți. Poate vorba și de boală pe aici pe acolo, vă întâlniți cu oameni bolnavi, trebuie să vă duceți la spital, la cineva, deci nu bolile voastre, nu sunt problemele voastre, sunt ale celor din preajma voastră, dar acești oameni vă găsesc pe voi ca și cum ați fi urechea lor de ascultat, salvatorul. Vai ce bine că ai venit, vai ce bine că am cui spune, prin ce trec. Poate chiar le dați sfaturi, le ridicați moralul. Poate aveți o astfel de putere asupra celor cu probleme. Voi sunteți ok, sunteți încărcat energetic și au nevoie de susținerea voastră. Părinții, copiii voștri, partenerul de viață. Numai că s-ar putea să vă și influențeze foarte tare. Vă simt că sunteți un burete absorbant, încât ei își deșartă problema la poarta voastră. Voi îl ascultați de că sunteți empatic și pe aceeași lungime de undă. Ei poate se simt mai bine, dar cel încărcat rămâneți voi. De voi depinde să puneți un fel de scut protector, să nu vă lăsați intimidați, influențați, manipulați de suferințele lor. Că da, aveți prin preajmă și oameni care umblă la coarda voastră sensibilă, să le dați ceva, să faceți ceva, să preluați pe umerii voștri ceva pentru beneficiul lor. Pentru că vă văd cu ceva mai puternici. Sau sunteți cu ceva mai puternici. Aveți luna într-o poziție foarte importantă, foarte încărcată de Pluto, chiar guvernatorul vostru. Sunteți pentru unii cârligul de a-i ridica dintr-o prăpastie, dintr-o mlaștină. Numai că știți cum este. Se întâmplă uneori să sară salvatorul în apă, să salveze pe cel care se neacă și acela se agață de salvator, poate salvează victima, dar se sacrifică pe el. Puneți-le limită, să nu consume toată sursa voastră de energie și să rămâneți voi fără. Săgetătorul, s-ar putea să vă vină niște informații total neașteptate care vă rezolvă cu brio o situație. O situație măruntă la urma urmei, dar ceva lipsea. Vă trebuia un document, apare. Vă trebuia o sumă de bani, apare. Vă trebuia un răspuns de la cineva, apare. Dar s-ar putea să fie neașteptat această soluție. Nu e cea pe care o credeați posibilă. E o doză de hazard, de neprevăzut, de jocul întâmplării, de wow, chestia așa care vă ia prin surprindere. Nu asta credeați. Dar poate fi bun. Poate mai bun decât v-ați planificat voi. Semn că alții văd aceeași situație dintr-un cu totul alt unghi decât voi. Nu e doar calea pe care o vedeți voi. Eu așa aștept, spuneați voi. Răspunsul ăla, ce am eu nevoie, cam așa trebuie să fie, în forma asta, în ambalajul ăsta, nu vine în varianta aia, vine altfel. Dar tot bun este, tot o soluție. De la cineva drag, de la un colaborator. E o intervenție, ba chiar poate fi și o intervenție neinvitată, neprevăzută, dar care rezolvă cu brio o chestiune minoră, dar totuși importantă. Fără lucrul ăla, stăteați pe loc, așteptați, priveați în zare, nu se mai întâmpla. Deci vestea e bună, chiar dacă nu e cea pe care v-ați planificat-o voi. Capricornul. Aveți o stare de oboseală din multe puncte de vedere, multe pe cap, pe umeri, multe activități. Multe sarcini, parcă toată lumea vrea ceva de la voi. Ceea ce evident va
lăsat fără energie și fără resurse. Și se vede pe voi că aveți o stare de asta de oboseală, sunteți copleșit, începeți să greșiți, nu vă puteți concentra, e un prea de tot în viața voastră. E, într-un astfel de moment, că vă place, că nu vă place, trebuie să aveți curajul de a cere ajutor sau de a accepta ajutorul. Poate nu vreți să acceptați, este o mare doză de orgoliu la voi acolo, las că pot, las că mă descurc, nu-i problema ta, e problema mea, nu te băga. Cam asta o să fie atitudinea voastră vis-a-vis de cei care chiar vor să fie alături de voi. Că sunt oameni care vă văd oboseala, vă văd că sunteți copleșit, vă văd că nu mai puteți, vă văd că greșiți și ei așteaptă doar să le ziceți, da, hai, vină lângă mine. Aveți un grup de prieteni aproape, aveți familie aproape. Sunt câțiva care vă susțin realmente, dar voi s-ar putea să-i țineți la respect. Nu. Ba da, cea mai bună variantă ar fi să acceptați intervenția lor. Că ei sunt mai relaxați, ei sunt detașați, ei sunt imparțiali, ei nu sunt obosiți, ei nu sunt copleșiți așa ca voi. Ajunge poate și simpla lor prezență, compania lor, că vă ridică moralul, că vă spun o glumă bună, chiar dacă nu fac ei ceva pentru voi, dar nu singur. Aveți tendința de a respinge pe unii pe principiul ăsta, e treaba mea. Nu-mi rezolvă mie alții problema. Nu, tot voi o rezolvați. Dar măcar cu susținerea alături, dar măcar cu discutând cu cineva, lăsându-i pe alții să vă îmbărbăteze, să vă vorbească și de partea pozitivă a lucrurilor, că voi s-ar putea în starea asta de oboseală în care vă aflați să nu vedeți nimic pozitiv la orizont. Totul e negru, totul e greu, totul e nu, totul e neputință. Ori ei nu asta văd. Ei vă văd că puteți, vă văd că sunteți pregătit pentru orice, dar aveți nevoie de energia lor entuziastă, tonică, pozitivă. Hai că pot, un hey rup, da, ei cred că mai degrabă sunt un grup de suport. Nu fac ei în locul vostru. Dar prezența acestor oameni vă face bine. Stați de vorbă cu ei, îi lăsați să vă sfătuiască, să vă ghideze, să vă stea alături și veți depăși cu brio un moment delicat. Vărsătorul, normal că vă simțiți bizar, pentru că ia câtă Pluto de la voi din zodie formează o quadratură acolo, o opoziție cu Luna, e un mare triunghi care e chiar în poarta voastră. O provocare, cu alte cuvinte. Poate cineva, sau poate chiar voi, încearcă să se impună cu orice preț. O doză de autoritate, de supremație, de orgoliu. Și care pe altcineva deranjează. Dacă cel orgolios sunteți voi, alături există persoane dragi care nu acceptă aceasta, nu că nu acceptă, nu vă recunosc. Unii s-ar putea să vă întrebe, oameni dragi, vouă, familia, copii, părinții, ce-i cu tine? De ce te porți așa? O doză de ego. V-am spus că se poate și invers, ca voi să vedeți la altul această doză de ego. Ce-i cu tine? E ceva inexplicabil ce se întâmplă, o schimbare de atitudine, o mască pe față care nu reprezintă pe cel care o face pe durul, pe șeful, pe grozav. Cineva se crede mai puternic decât este, poate își arogă niște drepturi, o poziție, o forță deasupra altora. Putere, da, un dram de putere. Dar nu asta e calea, nu puterea, nu supremația, nu ego-ul, nu orgoliu. Nu astea sunt căile de a rezolva o anumită problemă. Dar până nu dă piept cel orgolios cu eșecul, nu se trezește. Ori voi dați o lecție cuiva să coboare de pe Himalaya și să vină printre muritori, o doză de tras de mânecă, hai, nu, mai lasă ego-ul, mai lasă orgolile, mai lasă prostile. Ori vouă vi se oferă o astfel de lecție la ego. Și la valoare, la urma urmei. Poate cine s-a cocoțat acolo și recunoaște valoarea, și cunoaște valoarea, dar
situația în care, prin care se trece astăzi nu infatuare rezolvă, nu aroganță, nu ce tare sunt, ce grozav sunt, ci altele sunt metodele, instrumentele care rezolvă problema. Bunătatea, blândețea, toleranța, tăcerea, umilința, smerenia, deci lucrurile mai jos un pic, așa, mai cu capul plecat, nu din înfrângere, ci ca să nu se cocoață cineva acolo pe gard, precum cocoșul, și să strige în ochii tuturor: mamă, ce tare sunt! Că acolo lovește trăsnetul, în vârf. Peștii primiți niște vești, dar vă surprind un pic veștile astea. Nu asta credeați că se poate întâmpla. Pot fi niște informații de la cineva, dar care vă încurcă un pic. Nu știți cum să le tratați, să le folosiți, să le... O fi bune, nu o fi bune, să mă încred în ele, cine mi le spune, știe ce spune, să le folosesc. E ceva care vă pune mintea la contribuție. Vi se oferă aceste informații. Dar nu... Probabil este și o doză de neîncredere acolo, cum am spus, dar le veți testa voi. Cel care face selecția acestor informații veți fi voi. Și veți lua o decizie foarte bună sau veți face o alegere foarte bună. E ca și cum vi se trimit zeci de informații în același timp, dar unele se bat cap în cap, nu cele pe care le-ați așteptat. Nici nu vi se cere să luați decizii imediate, ci dimpotrivă veți face o curățenie, așa. Asta nu-i bună, asta o verific, asta e o minciună. Mintea, vă merge mintea brici, dar la modul ăla foarte tranșant. Adevărul, realitatea, lumină. Eu nu cred orice, pe mine nu mă duci cu vorba. Aveți o doză de discernământ, cred că ăsta e cuvântul, claritate, limpezime mentală. Nu vă duce nimeni cu zăhărelul. S-ar putea să fiți și foarte dur, tranșanți cu cei care încearcă să vă intimideze, să vă umble la corda sensibilă, și poate chiar și cuvintele voastre să fie foarte aspre, dar corecte. La ceea ce vi se spune și vă sună clopoțelul că nu e în regulă, eu veți trânti celui care vă minte, vă manipulează, poate încearcă să vi se bage pe sub piele, să vă intimideze cumva, să vă sensibilizeze cumva. Dar situația în care vă aflați acum nu e o chestiune care cere culmea, suflet, ci minte, rațiune, luciditate, logică, răceala minții, nu căldura sufletului. Că de acolo veți lua, probabil, veți face, probabil, și cea mai bună alegere din tot ce vă trece pe la ureche. Asta este ziua de 27, joi. Ne vedem și mâine. Ne vedem și la horoscoapele lunii mai. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop.